Salut, domnule Cristi, și bine am regăsit la o nouă serie de survival. Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă mai încep vreodată o serie de survival și astăzi o să o readuc pe canal. Și dacă mă întrebați ce am aici, eu sunt că bubiță. Nice. Suntem de data aceasta pe un server destul de interesant, mk.bnffy.org. Dacă vreți și voi să intrați, aveți IP-ul în descriere dacă vreți să intrați. Eu sunt momentan pe versiunea 1.8 și este non-premium serverul, deci dacă vreți să intrați, puteți să intrați, după cum puteți vedea, serverul este complet gol-golut și pentru asta o să profit de oportunitatea aceasta și o să mă apuc de survival. Deci, unde e aici survivalul? Perfect. Știți când jucați cu mai mulți oameni, cu mai mulți player survival, ce e asta? Deci, practic, aici te dă și îți dă și lucrurile astea. Bun. Și noi, asta presupun că e protecție, nu? O protecție și o protecție de anti-PvP, presupun că așa este. Știți când vă jucați survival cu player pe care nu-i cunoaște, ci uneori, nu știu, vreți să vă bateți, să vă luați toate itemele și să câștigați, nu știu, cât mai multe lucruri. Păi da, e cam nașpa când se întâmplă asta și mai bine te joci cu prietenii. Deci, dacă vreți cumva să intrați pe serverul acesta, să jucăm împreună. Uite un creeper, oh, nice. Să jucăm împreună survival, puteți să intrați. Asta cred că e warped random teleport, ia. Chiar și aș juca un random teleport. Wow, fix lângă spawn, m-a dat, tu glumești. Do not repeat same or similar command. What the fuck, man? Păi dacă m-a dat acolo. Random teleport. Ia. Spawn. Random teleport. Ah, what the fuck, ce? Se pare că random teleportul nu merge, mă dă în continuu acolo. Well, that sucks. Deci e destul de nașpa. Până la urmă, cred că o să trebuiască să mergem noi să ne găsim un loc. Dar nu-i nimic. Vreau să văd dacă avem money aici. Avem jobs? Ok, deci putem face bani cu joburi, ceea ce e ok. Nu știu dacă mai știați serverele acestea cu joburi și cu toate cele, dar eu când eram mic mă jucam o tonă de timp pe serverele acestea. Jobs join, jobs join. Stai, nu, job info, vreau un job info, să văd ce joburi au băieții. Break, play, skill, fish, craft, smell, brew, enchant, repair. Break mi se pare că este minerul, nu? Cam asta ar trebui să fie, deci jobs join break. Jobul specificat nu există. What the fuck? Păi de ce nu merge? Place. Ok, se pare că nici joburile nu merg. That sucks. Noi cum o să facem bani atunci? Cel puțin, asta e foarte nasol. Nici la warp-uri am văzut că nu există nici warp shop. Deci, iară destul de nașpa. Sincer, nu m-am uitat prin spawn acolo să văd dacă au cel puțin shop și nu, pur și simplu nu l-au adăugat ca warp. Sau probabil e puțin ciudat că sunt singur pe server. Acum poate schimbă băieții de la server câteva lucruri și eu stau și mă joc pe serverul lor când încă au de schimbat lucruri. Dar nu contează, eu mă joc în continuare. Adică mie îmi place până la urmă și survivalul cu fără așa multe comenzi, cu joburi, cu banii, cu money, cu nu știu ce, cu chestii trist, tare. Ok. Kituri n-avem? Kit. There are no available kits. Ah. Deci uite, multe lucruri nu sunt avabile deocamdată, nu știu dacă așa este mereu, pentru că eu sunt singur pe server la un moment dat. Dar, ok, deci aici pot să sparg, ok. Dar nu știu dacă o să mă situez aici, am nevoie de niște unelte. Și vreau să văd dacă are și timber mod serverul, dacă nu, iară. Nu mă deranjează, să fiu sincer. Ia, m-am luat bucata asta de lemn și îi dăm drumul. Dăm o bucată de drum, ok, mulțumesc. Ia. Faci un crafting table. Aud lavă pe aici, genul la cap. Pac. Perfect, țac, pac. Facem un tunel cop pentru că avem nevoie de piatră. Mamă, câte achievement-uri băgăm băieții aici. Frate, aud lava aici aproape. Du, Cristi, eu mă văd dacă stau în pat. Nu știu. Ești duțul aici, care stă la biroul lui. Dă render la un clip. Bă, tu nu doar ce-i da render la clipul ăsta? Și-a dat crash. Ah, ce nașpa. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată sau dacă ați încercat să fiți youtuber sau sunteți youtuber și când încercați să dați render la un clip să vă dea crash, pur și simplu programul în care lucrați, super nasol. Ăsta are 7 ne sună, ok. Bă, am dat de un sătuc, holy fuck, e tare. Ia. Să vedem câte lucruri putem lua din el. Bineînțeles, patul nu prea e important pe servere, mai ales când sunt player, pentru că asta înseamnă să se culce toți ca să se facă zi. Dar, da. Sper să rezolve joburile până în următorul episod, ca să fac și eu niște bani, dacă nici
shop nu există. Bă, până la urmă, dacă nu există shop, nu ai nevoie de bani. Deci, da. Tare. Tot ce mă interesează însă tu că ăsta-i dacă găsești ceva bun. Am mâncare de la început, că ne-a spawnat mâncarea, dar vreau și ceva. Ok, clar, clar luăm chestiile astea. Ok, mulțumesc. Clar luăm bookshelf-urile astea pentru că sunt cele mai importante. Dacă nu au băieții warp enchant și warp pvp și dacă nu vor adăuga cel puțin în curând, nu contează, noi să avem enchanting aici. Mamă, deci mai țin minte când mă jucam cu prietenii pe... când eram mici pe diferite servere, tot așa românești, pentru că nu știu, mi-a plăcea pe alea, pe alea în alte limbi. Bă, și ne băteam, frate, mai aveau top kills, nu știu, trebuia să faci, trebuia să ajungi cumva cel mai bun de pe server. Era o chestie tare, asta te făcea să te joci mai mereu și mereu intram pe server. În fiecare zi, mă, încercam să dăm oarecum schem la oameni, adică vând diamante, nu știu ce, le dea în teleport și omoram pe toți și le luam mai teorie. Mamă, eram niște copii... interesant era, fetă, nu știu cum să zic, adică, nu știu, a fost distractiv cât a fost. Și acum, nu știu, nu prea mai e același lucru, mai mult, uite, acum au apărut tot felul de minigame-uri diferite, cum ar fi Bed Wars, Sky Wars, nu că ar fi nașpa și că survival-ul oarecum era mult mai șmecher înainte pe servere, doar că mi-era foarte, foarte dor de chestia asta, știi? Și dacă e tot așa cu mulți player să fie acum, chiar mi-e nasol că sunt singur. Deci dacă vreți să intrați, aveți IP-ul în descriere, ca să ne jucăm în continuare. Și eu nu știu, bine, puteți să o luați pe unde am luat-o eu pe aici de la spawn. Nu, n-am shader. E oribil. Da, nu-l bagă. E texture pack, nu, n-ai de ce să te plângi. Da. Și până la urmă, puteți să o luați pe unde am luat eu, adică, sincer, habar n-am nici pe unde am mers. Dar nu cred că am găsit ceva special aici, ceva ce ne poate interesa. N-am găsit furnal, a, bă, da, uite, un furnal, fuck. A, apple, cred că e golden apple, de la textura, fuck, ok. Noi avem deja fire protection, un ciudat, fire protection, ok. Bă, satul ăsta e foarte mare, dar, bookshelf, dă să le iau pe astea și m-am dus de aici. Am dat de un sat aici imens. Mi-aș fi putut pune protecția și... să mă plasez aici, dar nu știu, prefer să mă bag în altă parte. Nu știu dacă să-mi fac casă sub pământ, pentru că așa era șmecher pe servere să faci, nu știu, cât mai ascunsă casa, știi? Cu toate că n-are cum să vină un player să te distrugă, dar... sau pe factions, pur și simplu, era... Pa, distracție mai mult. Nu știu, dacă nu v-ați jucat în viața voastră așa ceva, nu știu, ar trebui să începeți, pentru că... uneori, când ajungi cel mai bun de pe server, când ne jucam noi cu prietenii... să ajungi cel mai bun de pe server și când ajungeai, oricum erai tare și când ajungeai la un moment dat să te întâlnești cu un player, uite cum merg eu așa random, poți să te întâlnești cu playerii oriunde, mi se pare că PvP-ul este enable, să dai de el și să vă bateți așa, să te omoare și să-ți pierzi itemele, că până la urmă itemele contau cel mai mult, dacă îți făceai itemele respective, erai cel mai bun. Dacă te omora, plângeai două ore. Da, ieșeai afară cu băieții la un fotbal, vă întorceați seara și iarăși făceați itemele și... da, nu știu, a fost interesant, mie îmi plăcea mult. Luțu, sper că... bine, sper că și voi știți despre ce vorbesc, că nu sunt eu singurul nebun care... mă jucam survival când eram mic. Da, bă, mă, o să mă duc un pic mai încolo, mai în față, ca să ne plasăm și noi protecția. Sper că merge și protecția, că, nu știu, random teleportul ăla nu merge de niciun fel. În fine. Sper că doar sunt niște buguri mici și că nu o să fie prea mari probleme. Bine, probabil voi o să postez tot azi episodul, tot azi le înregistrez pe 14. Deci dacă o să intrați pe server fix după ce am postat eu oarecum episodul acesta, probabil mă întâlniți pe server, nu știu, cred că o să mai joc puțin. Și dacă nu, tot o să fie același comenzi, adică fără warp-uri, fără job-uri, pentru că nu merg deocamdată, presupun. Și dacă... chiar așa e, fără ele, așa o să fie de acum încolo. Bă, să-mi pun și eu protecția asta undeva. Eu tot mă plimb și tot vorbesc. Mamă, ce urăsc pădurea asta, nu-mi place niciun fel. Urăsc pădurile de mesteacăn. Dar oricum e mai bine că mă îndepărtez din ce în ce mai mult, pentru că asta era și cheia, să-ți faci casa în cele mai îndepărtate locuri de spawn, pentru că, bine, eu pot să-mi arăt și tocmai ce mi-am arătat coordonatele. Deci puteți să le vedeți.
Bine, cred că am facecam-ul peste coordonate, nu? Aba, nu. Nu, e un pic mai jos. Tare. Oarecum e mai bine, știți? Pentru că când mergeai să le dai raid de la ăștia, bine, nu puteai să le distrugi, dar efectiv stai lângă casa lor cu shift-ul și așteptai să iasă din casă să le omori itemele, oare poate îi prindeai și cu ușa deschisă în casă și erai, le distrugeai tot traiul de joc. Ai, mă, ieși și eu odată din pădurea asta, ce puțin, nu știu, mă enervează rău pădurea asta. Vreau să dau de câmpie după pădurea asta și cred că mă simt cel mai în siguranță om posibil. Like. Nici nu știu unde mă duc. Ok, bun, hai, am ieșit din asta. Destul de bine. Cred că o să... E bine aici? Oare îmi place mie aici? Îmi satisface mie plăcerile? Nu. Păi, mai mergem puțin, băieți și fete. Mamă, dar dacă vreți din nou să intrați, să ne întâlnim și noi pe server, o să mă mai joc ceva timp pe serverul acesta, pentru că vreau să fiu cel mai bun, fraticule. Dacă totuși nimeni nu se joacă și eu am început primul, măcar să fiu cel mai tare de aici, da? Da? Ce ziceți? Okay. Cred că îmi fac casa aici, sincer. Gata, mă bun aici. Adică pe apa aici. Hai, să vedem. Care e, mă, protecția dintre astea două? Protecție placed. Entering Crystal Rose, protecție field. Și ăsta... Ăsta nu face nimic. Ori e anti-PVP, ori chiar nu face nimic, nu știu. Dar vreau să văd până unde scrie live. Cât de mare e protecția mea? Nu scrie live? Oh my god, living Crystal Rose. Holy fuck, de mare protecție ești nebun. Păi dacă mă duc tot în stânga și în dreapta, ia. Cât de mare e, frate? Bă, e mare protecția. Asta îmi place. Erau niște servere cu niște protecții atât de micuțe, trebuia să-ți cumpere la spawn vreo 3 ca să ai, și tu loc. Bă, cât de mare... Mamă, cât de mare protecția, holy fuck, ok, deci am luat protecția aici, am luat loc protejat. Holy fuck, ce bine, nice, bun, eu o să mă stabilesc aici, ne facem noi o mică platformă și cred că o să încheiem episodul aici ca să mai lăsăm și pe data viitoare. Nu cred că îmi fac podeaua din asta, dar din moment ce am pus puțin așa, cred că așa o să rămână. Băi, fraților, cam atât a fost cu acest episod, dacă... Spot plânge la ușă, vreau să-i dau drumul, oricum. Acum fac outro-ul repede Spot și îți dau drumul imediat. Cam atât a fost și cu acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare, pa, pa.